Salut vă! Aici fratele vostru Andrei Cosmin, rocker, hacker, motherfucker. Și ghiciți ce, fratele vostru a primit diplomă. În sfârșit am primit și eu acel silver button de la YouTube. Acum simt că am și eu coaie mai mari printre YouTuberi. Sunt cel puțin șmecher. Ești pe dracu să te ia. Probabil mulți dintre voi știți deja că am primit acel silver button, nu de alta, dar am fost prost și am pus poză pe Facebook. Că de. Vă spun sincer, eu nici măcar nu voiam să-i fac unboxing, dar am văzut că e puțin diferit față de celelalte. A venit în cutia asta absolut imensă cumva. Adică ce ai făcut, prietene, în cutia asta poți să-mi car și familia, ești prost. De fapt, dacă stau puțin și mă gândesc, pot să o rup pe bucăți și am cu ce să mă învelesc la noapte. Și ghiciți ce, în cutia asta se mai afla o altă cutie. De data asta complet neagră, cu logo-ul de la YouTube scris frumos cu alb. Foarte simpatică de fel, adică când am văzut pentru prima oară cutia asta mi-am dat drumul. Și în interiorul cutiei ăstea se mai află o cutie. Nu, glumesc, se află această foaie minunată unde mă pupă ăștia în cur și îmi zic că sunt mare șmecher natural și desigur e greu să ajungi la această sumă de 100.000 de abonați. Și desigur sub acest burete vom găsi minunatul... Lăsând Caterinca la o parte, uitați și aici butonul, foarte simpatic el de felul lui. Ce am observat că diferă este acum logo-ul, este alb acum, de n-au avut bani să-mi trimită color și textul este scris pe interior, nu de alta, dar cred că la modelele trecute textul era scris pe sticlă. Ceea ce mi se părea o tâmpenie, că dacă ești proști și spargi sticla, pa, așa, mă rog, asta poate fi înlocuită și textul rămâne în continuare. Și spatele ce am observat că diferă, acum este cu un material diferit, gen, nu știu, catifea, un fel de catifea are pe spate. Ce sunt eu curios să văd dacă foaia asta e semnată de aceeași persoană ca de obicei și da, este semnată de aceeași persoană, Susan Wojcicki, cred că se pronunță, abar n-am. Ce să zic, mulțumesc pentru premiu, doamna Susan, ce-i drept, azi că am întârziat, aveți grijă că poate vă futeam în cur. Că veni vorba de futut. Una peste alta, chiar sunt mândru de acest mic premiu. Pentru că am muncit singur, am pornit de la zero, nici măcar ne aveam Facebook, să ne înțelegem bine. Contul ăsta de Facebook pe care l-am acum, l-am făcut undeva la sfârșitul 2014. Și strângeam maxim 12 like-uri la o poză. Părerea mea e că trebuie să crezi în tine până la sfârșit, să crezi că vei reuși. Iar mai devreme sau mai târziu, dacă îți dai puțin silința și faci treaba asta din plăcere, vor apărea și rezultatele pozitive. Vă spun sincer, am mai avut o grămadă de tentative de a mă apucat de YouTube. Am dat fail de cele mai multe ori. Eu inițial voiam să fac filmulețe de tip prank. Apoi mi-am băgat mințile în cap și am zis că nu e de mine așa ceva. Eu mi-am luat echipament special pentru filmulețe de tip prank și am cam dat fail de foarte multe ori. Când mi-am cumpărat eu echipamentul, nici nu mă gândeam că nu o să-mi reușească filmulețele de tip prank. Nu mă gândeam pentru o secundă să fac vlog. Mi se părea foarte greu și destul de awkward să vorbești singur în fața unei camere. Dar v-am zis, am văzut că nu se poate cu filmulețe de tip prank, mi-am băgat mințile în cap și am zis să încerc altceva și se pare că am reușit. Bine, ce fac eu acum pe YouTube nu e vlog, sau cel puțin eu nu consider treaba asta. E mai mult un stand-up comedy la un nivel mult mai prost. Personal, cred cu tărie că prima 100.000 de abonați este cel mai greu de obținut. Și cel mai important lucru, după părerea mea, când vine vorba de conținut video, este să deschizi ochii mari. Să faci ceva în care se regăsesc și alte persoane, că dacă nu, probabil ai să dai fail. Și dacă ai zis că postezi într-o zi, bă, fă cumva să postezi în acea zi pentru că tu ai să pierzi și după aia te întreb de ce dracu nu merge treaba. Cam atât, nu prea e mare stres, adică dacă îți faci stres de la bun început, o să dai fail 100%. Da, mă, ce să mai zic, mersi mult de vizionare și mersi pentru premiu, sau de fapt eu am făcut toată treaba, da, mă rog. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi dai 100 de euro, 1 milion dacă ești nou și dacă desigur n-ai făcut, o să-mi bagi niște bani pe card și ne auzim data viitoare. Salut!